Unia stă bine însă la un capitol, este pe primul loc în Uniunea Europeană la femei în funcție de conducere, potrivit unei analize best jobs. Printre domeniile în care sunt femei, mai multe decât bărbați, se numără medicina, educația, resursele umane și marketingul. Femeile din țara noastră sunt pe primul loc în Uniunea Europeană la funcții de conducere, arată cea mai recentă analiză realizată de Best Jobs. Dacă în vremurile de demult femeile nu aveau acces la funcții care erau destinate strict bărbaților, se pare că acum mai rar există astfel de posturi. După salariu și pachetele de beneficii extrasalariale, ce sunt considerate cele mai importante criterii din anunțul de angajare în ochii candidatelor, femeile urmăresc și alte beneficii atunci când își aleg un job, cum ar fi stabilitatea locului de muncă, flexibilitatea, dar și distanța sediului față de domiciliu, Candidatului feminin pe piața muncii din România se caracterizează în primul rând prin prudență deoarece femeile aplică la joburi unde gradul de potrivire este de peste 70%, potrivit datelor platformei de recrutare. În România, ponderea femeilor din totalul persoanelor încadrate pe piața muncii este de 46,4%, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea forței de muncă. Cele mai multe femei din țara noastră lucrează în domenii unde abilitățile interpersonale, empatia și grija față de ceilalți sunt esențiale. Iar aici se încadrează domenii precum medicina educația, resursele umane și marketing, mai arată datele Best Jobs. În plus, domeniile care sunt de obicei atribuite bărbaților, precum IT-ul, devin și ele din ce în ce mai interesante pentru femei. Creșterea este constantă în ceea ce privește egalitatea de gen în poziții de conducere. Dacă în 2012 proporția femeilor care dețineau roluri de management în companiile listate la bursă era de 30,5%, în 2021 România ocupa acum un loc fruntaș în Uniunea Europeană în privința prezenței feminine în poziții executive, mai exact 34%.